Iubiți frați și surori, dragi invitați la această seară de evangelizare și toți cei care sunteți împreună cu noi online, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne-am rugat, am cântat, am ascultat aceste cântări care ne-au înviorat inimile și consider că atât cântările orchestrei, a corului, și ne bucurăm de fratele Tinu care a lăudat pe Domnul și spuneam că el e veșnic tânăr și ferice, Domnul să-l binecuvânteze. Și cântările acestea ne-au făcut să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună în seara aceasta. Eu vă invit să vă ridicați și toți cei care aveți Scriptura, să o deschidem la 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 2, și de la versetul 15 până la versetul 17 o să citesc cuvântul Domnului. Pagina în Biblie 1199. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Amin. Vă rog să luați loc. Amin. În textul pe care l-am citit, un text care vă este cunoscut, Ioan, ucenicul iubirii, ultimul rămas în viață, se adresa oamenilor din vremea respectivă, celor care aveau informații despre Dumnezeu, celor care deja au pornit pe calea aceasta, așa cum e numit în Faptele Apostolilor, calea creștinismul din vremea respectivă. Ei, lor le vorbește despre lucrurile care se întâmplă în viața asta de zi cu zi. Le vorbește aici despre lume și dacă vă uitați, în finalul versetului 17, voia lui Dumnezeu. Trăim în lumea aceasta în care, vedeți dumneavoastră, conceptul acesta pe care Ioan îl dezvoltă, lumea, cu referire clară la ceea ce se întâmplă în viața asta de zi cu zi, la modul de viață pe care îl adoptă oamenii. Și el aici îl descrie, spunând într-un mod clar, căci nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, observați, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și sistemul acesta lumesc pe care noi îl vedem în viața asta de zi cu zi, ne face să privim la tot ce se întâmplă în jurul nostru, să facem o analiză serioasă a lucrurilor pe care le vedem și trebuie să decidem într-un mod clar spre ce direcție mergem. Spunea Dorz într-o împrejurare, când, bineînțeles, trăia, acele cuvinte care au rămas așa, proverbiale. Nu iubiți, îți spunea el, nu e rău că suntem în lume. E rău că lumea e în noi. Observați? Un alt om al lui Dumnezeu, un mare comentator al Scripturii, se numește John Phillips, spunea într-o împrejurare următoarele cuvinte. Nu lăsați ca lumea să vă toarne în matrița ei, observați. Nu lăsați ca lumea cu lucrurile ei
să vă acapareze, cu alte cuvinte, viața, trăire. Trăim într-o lume în care, vedeți dumneavoastră, oamenii se conduc după pofte, după ceea ce văd, după ceea ce li se prezintă. Spunea cineva într-o împrejurare că trăim într-o anarhie a poftei, unde oamenii sunt pur și simplu în fiecare zi asaltați de fel și fel de lucruri pe care la un moment dat le poftesc. Încă din grădina Edenului, pofta a fost cea care a făcut-o pe Eva. După ce a privit, după ce a văzut să ia pomul acela, să guste din pomul acela al cunoștinței binelui și răului, ca mai apoi să suporte consecințele. Când privim în cartea Geneza, la capitolul 3, putem observa aici aceste lucruri care se întâmplă, și anume în versetul 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea, și bărbatul a mâncat din el. Observați, a văzut, a poftit, a luat și a mâncat și a suportat consecințele. Așa se întâmplă și la Acan. Știți bine, când cetatea aceea Ierihonului e dată nimicirii și nimeni n-avea voie să ia nimic de acolo, Dumnezeu a interzis copiilor lui Israel să ia ceva din lucrurile acelea, însă Acan este omul care și-a permis să ia din acele lucruri. Și în momentul când Dumnezeu îl descoperă și el recunoaște vina lui, observați în Iosua, capitolul 7, de la versetul 19, Iosua a zis lui Acan: fiule, dă slavă Domnului, Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mă ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis: este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta de frumoasă de șiniar, 200 sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Observați, am văzut, le-am poftit și le-am luat, iată sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Ei, trăim în lumea asta și putem observa că sunt atâtea lucruri pe care noi le vedem, atâtea lucruri pe care, vedeți, ni le pune diavolul în față și totul depinde de noi. Din momentul în care se zămișlește pofta și omul are dorința să-și satisfacă poftele, deja e pe drumul acela care duce spre săvârșirea păcatului. Și o luptă teribilă care se dă în noi, spunea Augustin, marele om al lui Dumnezeu, definind păcatul în felul următor. Spunea el: păcatul este o părăsire a lui Dumnezeu și o preferință a omului pentru plăcerea lui. Observați! O preferință a omului pentru plăcerea lui. Și trăim, cum spuneam, în această lume în care vedem fel și fel de lucruri. Și dacă noi vrem să fim așa cum cere Dumnezeu, trebuie să renunțăm la aceste lucruri, ducând această luptă împotriva acestor pofte, cum spune Apostolul Petru în 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 12, versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. E un război și războiul ăsta e puternic. De aceea, vedeți dumneavoastră, Apostolul Ioan pune în fața credincioșilor din primul viac, în mod deosebit,
El se adresa celor oameni care locuiau în acea zonă grecească, Asia Mică, Efesul și celelalte zone, dar în același timp, în întregii comunități creștine din vremea respectivă, punându-i în gardă, ca să înțeleagă cât de important este ca lumea asta, dominată de pofte, de plăceri, să fii gata să faci voia lui Dumnezeu. Și observați, versetul 17 spune: și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, doresc să transmit un mesaj pe care îl intitulez foarte simplu: să facem voia lui Dumnezeu. Ca să facem voia lui Dumnezeu. Toți ne rugăm, vedeți, noi toți avem pretenția că suntem creștini. Indiferent de confesiune religioasă de care aparținem, aș vrea în seara asta să ne punem întrebarea aceasta: eu fac voia lui Dumnezeu? Noi facem voia lui Dumnezeu, absolut fiecare dintre noi. Și observați ceva, noi ne rugăm zilnic rugăciunea Tatăl nostru. Cred că nu e unul să nu se roage măcar o dată rugăciunea aceasta, Tatăl nostru. Și spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Noi ne rugăm, întrebarea pe care o pun: voia asta lui Dumnezeu, unde trebuie să se facă? E o cântare care spune: voia Ta, voia Ta, să se facă în viața mea. Se face? Când rostim aceste cuvinte, spune: să se facă voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Uitați-vă în Psalmul 103, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în cer, acolo se face voia lui Dumnezeu. Psalmul 103, versetul 20 spune: binecuvântați pe Domnul îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia Lui. Iată că luăm notă că acolo în cer se face voia lui Dumnezeu. Noi rostim: precum în cer, așa și pe pământ. Ei, Biblia ne asigură că ei fac voia lui Dumnezeu acolo în cer. Dar aici pe pământ, eu și dumneata, care ne rugă, facem voia lui? E o întrebare. E o întrebare la care aș vrea să medităm împreună în seara aceasta. Indiferent de culoarea noastră confesională, aș dori să fim acei oameni care să fim responsabili în ceea ce privește o analiză serioasă a vieții noastre. Pentru că, vedeți, noi de foarte multe ori putem fi niște oameni care la nivelul declarativ să facem declarații frumoase, să rostim rugăciunea asta așa, știu eu, de multe ori, poate chiar așa, în mod pompos și, mă rog, să vedem importanța ei. Însă mult mai mult decât atât. Important este dacă suntem dispuși să facem voia lui Dumnezeu. Vedeți, rugăciunea Tatăl nostru conține multe lucruri. Eram nu de mult undeva la o întâlnire și cunosc un frate, diacon, e în vârstă. Eu știu că el s-a întors la Dumnezeu chiar în localitatea de unde vin. Când am început eu să predic, el venea atunci la biserică și omul ăsta e un om credincios, un om pe care Dumnezeu îl folosește și în vremea aceasta, prin darurile Duhului Sfânt. Și spunea el, mărturisea la o întâlnire, că în timp ce era el așa un adolescent, se uita la mama lui, care de altfel spunea era religios și avea ceva, niște biluțe în mână și tot le lăsa și tot se ruga și de 40 de ori, ori de 50 de ori, chiar spunea el, tot lăsa o biluță și într-o zi, el tot uitându-se la ea, a întrebat-o: hei, mamă, dar ce faci acolo? Ei, pruncule, stai tu cu minte, lasă. Dar el tot o insistat
și au zis, auzi, de fiecare dată când lăs o bilă, am rostit rugăciunea Tatăl nostru și tot așa rostesc rugăciunea asta și de 50 de ori. La care el s-a uitat la ea și a zis, hai mă, de 50 de ori ai mințit astăzi. Și a s-a uitat la el și a zis, vai pruncule, dar cum poți zice asta? La care el îi spune, că n-ai zis și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșițelor noștri. Și pe mătușa anuță nu o poți ierta pentru bucata aceea de pământ și nu grăiești cu ea. Noi, bine atunci. Vedeți cum omul se poate înșela pe el însu? Așa putem rosti noi rugăciunea asta spunând, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și noi să trăim cum trăiește lumea. Și noi să fim dominați de sistemul lumesc. Să trăim dominați de pofte, dominați de fel și fel de lucruri. Și cum zice Dorz într-o poezie de-a lui, sărmani alergători spre moarte. Priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe-a lui Dumnezeu. Orbiți de patimi vinovate, robiți de-a timpului folos, răvniți a lumii fericire și o pierdeți pe-a lui Hristos. Și la un moment dat doar spune în poezia asta, treziți-vă, treziți-vă, răsună azi un glas duios, treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. O, Doamne, ajută-ne! Și atunci, haideți să vedem cum putem fi noi împlinitori ai voii lui Dumnezeu. Cum putem fi noi acei oameni care să facem voia lui Dumnezeu? Primul lucru pe care vreau să-l supun atenției noastre este acesta. Trebuie, voi avea în seara asta patru trebuie. Trebuie să vrem să facem voia lui Dumnezeu. Auziți? Trebuie să vrem să facem voia lui Dumnezeu. Era Domnul Iisus aici pe pământ. Și era într-o lume religioasă. Evreii aveau cel puțin pretenția că ei sunt cei mai religioși. Ei aveau pretenția că ei sunt poporul lui Dumnezeu. Ei aveau pretenția că sunt fiul lui Avraam. Și știți foarte bine, în discuțiile pe care le purtau cu Domnul Iisus. Însă viața lor era departe de ceea ce pretindeau ei. E una să pretinzi și alta este să fii ceea ce pretinzi. Și Domnul Iisus, în discuțiile pe care le are cu acești oameni în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 17, el spune următoarele cuvinte. Dacă vrea cineva să facă voia lui. Observați, era Iisus la praznicul corturilor. Și versetul 15 spune, iar 14 citim, pe la jumătatea praznicului Iisus s-a suit la templu și învăța norodul. Și iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură? Căci l-a învățat niciodată, spune. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Și acum observați, Iisus le spune lor, dacă vrea cineva să facă voia lui. Adică ce înțelegem noi de aici? Iisus nu obligă pe nimeni să facă voia lui. Iisus n-a venit să-i forțeze pe acei oameni și să le spună, voi sunteți obligați să faceți voia lui Dumnezeu. Nu. El le spune, dacă vrea cineva să facă voia lui. Cuvântul lui Dumnezeu în seara asta ne spune, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în via. Eu și dumneata auzim acest lucru. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ca să faci omule voia mea, voia lui Dumnezeu, atunci trebuie să vrei. De fiecare dată când Iisus chema pe oameni, el apela la voința lor, nu forța pe nimeni. Uitați-vă în Evanghelia după Matei, capitolul 16, în versetul 24, Iisus cheamă și spune ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Observați, dacă voiește,
E un apel la voință. A face voia lui Dumnezeu e o chestiune, dacă vreți, care ține de voință. Țin minte un comentariu al lui Ion Gură de Aur, acel mare slujitor al lui Dumnezeu, care a fost și episcopul Constantinopolului. Acest om, comentând pasajul acesta, el spune la un moment dat că Iisus, prin cuvintele acestea, spune așa: nu silesc, nu constrâng, ci las de bună voie pe fiecare să aleagă, să decidă. În seara asta, noi ca oameni care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și cei care ne ascultă, ascultați bine, suntem puși în fața acestui lucru atât de important, să facem voia lui Dumnezeu. Dacă să facem voia lui Dumnezeu, chiar dacă ne rugăm, spuneam în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta, noi suntem cei care decidem dacă facem voia Domnului sau să nu o facem. Spuneam la nivel declarativ, ne pricepem foarte bine, cântăm, avem cântări despre voia lui Dumnezeu, însă este atât de important să fim gata să o facem. Atât de important este ca în viața asta de zi cu zi să înțelegem că mai presus de lucrurile lumii care ni se aduc în față, trăirile astea pe care le putem avea, satisfăcându-ne poftele firii, cum zice un mare scriitor rus, se numește Nicolae Gogol, de altfel era un ucrainean care a stat la baza literaturii ruse, spunea: poftele din inima omului sunt denumărate, sunt ca nisipul de pe țărmul mării. Și câte pofte nu sunt, și câte dorințe nu sunt, și câte lucruri nu sunt, și toate astea cer să fie satisfăcute. Lupta teribilă care se dă acolo în interiorul nostru, cum citam pe Apostolul Petru, se războiesc poftele cu sufletul nostru. Ce facem în privința asta? Cedăm poftelor? Cedăm ispitelor? Cedăm lăudoroșiei vieții? Cedăm lucrurilor care poate să ne încânte la un moment dat? Care pot să ne dea așa o plăcere de moment? Sau avem în evidență ce este mult mai important, și anume facerea voii lui Dumnezeu? Întotdeauna când mă uit, și nu de mult am predicat chiar din Evrei 11, chiar duminică, adică din Evrei 12, dar am făcut apel la Evrei 11, mă uit la viața asta impresionantă a lui Moise. Întotdeauna când o citesc, acolo în câteva versete, credeți-mă, inima mea tresaltă de bucurie de modul în care Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe autorul epistolei către evrei să cuprindă viața și să o descrie viața acestui mare titan, dacă vreți, Moise. Și uitați-vă, în capitolul 11, de la versetul 24, spune: prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui faraon. Auziți? Renunță la demnitatea aia de prinț. Putea să fie faraon, putea să fie omul numărul unu al planetei în vremea respectivă, însă renunță. Lăudoroșia asta al vieții, dacă vreți, nu a putut să acapareze ființa. A înțeles că voia lui Dumnezeu e mult mai importantă. Și mai departe, versetul 25 spune: ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, observați. Adică respinge pofta lumii, pofta firii, pofta ochilor, pentru că spunea el, observați în versetul 26, spune: socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului. Adică lăudoroșia asta, ce casă am, ce mașină am, ce știu eu titluri am și câte altele, le dă la o parte, pentru că țelul lui era altul. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, adică într-o bună zi eu vreau să fiu cu Dumnezeu acolo în slavă. Viața asta e scurt. Și plăcerile astea care pot fi de o clipă, spunea un gânditor creștin,
că în mod deosebit, da, spunea el, păcatul e o clipă de plăcere, dar e o eternitate de durere. Și noi suntem cei care decidem ce facem cu viața noastră. Frați, surori, prieteni dragi care sunteți, tineri care mă ascultați în seara aceasta, ascultați bine, ca să faci voia lui Dumnezeu, întâi de toate, cuvântul Scripturii spune că trebuie să vrem. Să vrem. Domnul Iisus a fost Cel care a făcut apel la acei oameni, spunându-le, dacă vreți, dacă vrea cineva să facă voia Lui. Și așa de mult m-aș bucura că a venit la dumneavoastră în seara aceasta să găsesc oameni care vor să facă voia Lui Dumnezeu. Sau mult mai mult decât de atât, să fie oameni care în seara asta să se decidă să asculte cuvântul lui Hristos, să asculte îndemnul Lui și la cuvintele acestea, dacă vrea cineva să facă voia Lui, să spună, Doamne, din seara asta de 25 ianuarie 2025 m-am hotărât să fac voia Ta. Și eu zic, Doamne ajută. Amin. Și dumneavoastră ziceți, amin. Doi. Un al doilea lucru. Ca să facem voia lui Dumnezeu, observați, un al doilea trebuie. Trebuie să cunoaștem voia Lui. Auziți? Trebuie să cunoaștem voia Lui. Tot în versetul acesta 17, dacă v-ați uitat, ne spunea Domnul Iisus, dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască. Observați? Ioan 7:17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Va ajunge să cunoască voia lui Dumnezeu. Adică ce vrea Dumnezeu de la noi. Când Apostolul Pavel scrie epistola către Romani, în capitolul 12, în versetul 2, el spune acele cuvinte care știu că vă sunt cunoscute. Și acolo el spune să nu vă potriviți chipului viacului acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Observați cuvintele Apostolului Pavel. Iarăși face apel ca și Ioan. Zici că s-au vorbit. Același Duh i-a călăuzit. Rețineți? Același Duh i-a călăuzit. Ioan spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Iar Pavel spune romanilor, să nu vă potriviți chipului viacului acestea. Și uitați-vă cu câtă ușurință creștinismul zilelor noastre se conformează sistemului lumesc, în multe domenii. Îmbrăcămintea creștinilor de multe ori este influențată de îmbrăcămintea oamenilor care nu țin cont de norme morale, nu țin cont de bunul simț, nu țin cont, dacă vreți, de tot ce spune și Biblia, că și firea vă învață cum să fie. Înțelegeți? Și vezi creștini moderni din secolul 21, nu au nicio treabă. Dacă e vorba de muzică și în biserici, nu au nicio treabă, nicio limită. Orice e permis. Pentru mulți, totul e permis. Amvonul. De multe ori ajunge să fie influențat de sistemul lumesc. Și dom'le, că amvonul e un loc pentru niște speaker care au de povestit una sau de povestit alta, numai de Biblie n-au de spus nimic. Au de distrat pe mulți oameni, să le spună lucruri plăcute la auz, exact cum spunea Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, în a doua epistolă către Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 3, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute. Și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr. Așa frumos cânta fratele Tinu de adevăr, nu? Și se vor îndrepta spre istorisiri
Închipui. Observați câte like-uri primesc unii sau alții care spun așa, câte ceva care e paralel cu Biblia ca și șinile de la calea ferată, înțelegeți? Da, e fel. Să spui nu știu ce să impresionez. Dar adevărul unde? Înțelegeți? Sistemul lumesc acaparează ființa umană și din păcate are o influență atât de mare asupra creștinilor din secolul 20. În toate privințele, în manifestări și câte altele. Țin minte unul din mari slujitori ai lui Dumnezeu din secolul 20, a trăit în Statele Unite ale Americii, Vance Havner, spunea, creștinismul n-a încetat să progreseze atâta vreme cât purta cicatrici. Dar de îndată ce a început să-și înalțe falnice steaguri, puterea lui a început să scadă. Și acum auziți ce spune el. Mai glorios era timpul când creștinii erau aruncați pradă fiarelor sălbatice decât acum când își iau abonamente la spectacole. Pentru că, vedeți dumneavoastră, creștinismul din zilele noastre, vrând nevrând, e influențat de lumescul pe care îl vedem. Și atât de clar spune aici Apostolul Pavel, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, să puteți deosebi, adică să puteți cunoaște care-i voia lui Dumnezeu. O, scumpii mei, mă rog în seara aceasta pentru frații mei de aici, mă rog pentru prieteni, mă rog pentru copiii pocăiților, să înțeleagă că nu-i simplu, nu e doar că rostim un Tatăl nostru, cântăm o cântare, sau eu știu, facem o slujbă și cu asta am rezolvat problema. Nu, nu, nu! Dumnezeu vrea să trăim în conformitate cu voia Lui. El vrea să o cunoaștem, El vrea ca să o punem în aplicare și Doamne ajută-ne la aceasta. Și când privim în cuvântul lui Dumnezeu, în ce privește cunoașterea voiei lui Dumnezeu, Biblia ne descoperă acest lucru. Uite la 1 epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni. Și uitați-vă, vă rog, în 1 epistola, capitolul 4, de la versetul 3, Apostolul Pavel spune așa. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Observați? Atunci când vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, el trebuie să o cunosc. David se ruga, învață-mă să fac voia ta. Psalmul 143, versetul 10. Uitați-vă, vă rog. Acolo Pavel spune într-un mod clar, David spune într-un mod clar, învață-mă să fac voia ta. Căci Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Observați câtă dorință e în viața acestui om. Eu nu trăiesc cum vreau eu, spune David cu alte cuvinte. Eu nu vreau să mă pierd în lumea asta. Eu vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. De aceea învață-mă. Și Dumnezeu ne învață și spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Adică ce înseamnă? Să te separi de tot ce e rău, să te separi de tot ce e păcătos. Observați, nu în aprinderea poftei, spune aici Apostolul Pavel, ca neamurile, adică ca cei oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ca cei oameni care n-au nicio treabă cu împărăția lui Dumnezeu, ca cei oameni care n-au în lumea asta un alt obiectiv, decât să-și vadă lucrurile așa cum le doresc ei, să-și satisfacă poftele, trăind în fel și fel de păcate, fără să-i intereseze să ajungă acolo în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Mă rog în seara asta, ca Dumnezeu să privească cu Duhul Său cel Sfânt în fiecare din noi. Să ne lumineze mintea. Amen. Și noi să ne punem problema asta. Doamne, Tu ne-ai învățat să cunoaștem voia Ta, că-i sfințirea. Dar eu, dacă sunt sincer cu mine, mă analizez și îmi pun întrebarea. Trăiesc o viață sfântă? Doamne ajută. M-am separat de tot ce e rău, de tot ce e lumesc?
sau permit anumitor lucruri să-mi invadeze viața, poate anumitor plăceri care îmi sunt dragi și poate nu știe nimeni de ele, dar eu trăiesc așa cum gândesc eu că este bine. Prieteni dragi care sunteți aici, spun încă o dată, nu contează culoarea noastră confesională în ochii lui Dumnezeu până la urmă. Dacă noi nu suntem dispuși să facem voia lui Dumnezeu, adică atunci când Dumnezeu ne vorbește despre voia Lui și noi decidem că vrem să o facem și ajungem să cunoaștem acest lucru, atunci noi trebuie să ne separăm de lucrurile acestei lumi. Adică viața asta sfântă nu e așa cum au oamenii percepția despre sfinți. Nu știu dacă vreodată, poate eu fi zis aici la dumneavoastră, dar mi-a venit acum în minte o întâmplare, că cineva a venit într-o biserică de-a noastră, cum aveți și dumneavoastră. Era deschiderea bisericii și omul impresionat de slujbe, impresionat de cântări, de predici, de toate astea. Când se termină slujba, vine la păstorul bisericii, îl felicită și spune: Domnule, ați zidit un locaș frumos, l-ați utilat bine, uite, totul așa, într-o stare, ce să zic eu, poate zicea el, aproape perfectă, totul, însă ceva m-a frapat, ceva m-a pus în uimire, spunea acel om pastorul. Zice, mă uitam pe pereți și niciun sfânt. Dom'le, am zis, cum de n-au niciun sfânt în biserică? Zice, mă gândeam că sunteți din aia care au sfinți în statui. Și m-am tot uitat în toate colțurile, dar nici un sfânt în statuie nu l-am văzut. Cum se poate, domnule, o biserică fără sfânt? La care omul acesta, pastorul, se uită la acest om și îi spune: auzi, domnule, noi în Biblia asta citim că nu sfinții sunt pe pereți, sfinții trebuie să fie acolo în biserică, așa ne numește Biblia. Frați, sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile spre apostolul, da, spre căpetenia voastră, Domnul Iisus. Și noi înțelegem că sfinții trebuie să stea pe scaune ori pe bănci. Și atunci, eventual, când nu mai sunt pe scaune sau pe bănci, atunci îi punem în statui, îi punem pe pereți și ne uităm la ei. Noi cum suntem? Trăirea asta e atât de importantă în ochii lui Dumnezeu. Și observați, când apostolul Petru scrie în 1 epistolă, capitolul 1, din nou face apel de la versetul 13, ca și Pavel, la minte, la centrul ăsta de comandă, dacă vreți, al ființei noastre, și spune: de aceea încingeți-vă copsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea Lui Iisus Hristos. Și apoi observați următoarele versete, 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altă dată, când erați în neștiință, auziți? Ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată portarea voastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne ajute la aceasta. Să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu e sfințire. Voia lui Dumnezeu, în ce privește cunoașterea ei. Observați ce spune apostolul Petru în 1 epistolă pe care el o scrie, capitolul 2 și în versetul 15. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine. E destul de dur aici, Pavel. S-a stupat gura oamenilor proști și neștiutul. E direct, așa. Radical, am putea spune Petru. Dar eu rămân aici. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine. Știi cât de important e asta? Ținta noastră e împărăția lui Dumnezeu. Ținta noastră e să ajungem acolo, în slăvita împărăție. Și totul depinde de facerea voiei lui Dumnezeu. O să vedem în final. Ei, și ca să ajungem acolo, observați dumneavoastră, Biblia zice să facem ce este bine. De multe ori ascultăm la mormântări pasajul acesta pe care îl citește și preotul și pastorul. Din Ioan, capitolul 5, versetul 28.
Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul, când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Și acum observați ce spune acolo. Și vor ieși afară din ele cei ce au făcut bine, vor învia pentru viață. Cei care au făcut răul vor învia pentru judecă. Cei ce au făcut bine. Și voia lui Dumnezeu să facem bine. Facem. Erau evreii ăștia așa de preocupați de jertfe, așa cum sunt oamenii, vedeți, de foarte multe ori consideră că religiozitatea suplinește sau, dacă vreți, sau înlocuiește. Înlocuiește voia lui Dumnezeu sau, mai bine zis, ce vrea Dumnezeu de la noi. Și evreii ăștia s-au obișnuit, Domnule, cu jertfe, luau mielul, luau vițelul, mereu la templu, gata, așa cum se întâmplă de multe ori în zilele noastre. Oamenii merg la biserică, mânt o cântare, că-i colectă la ceva din buzunar, mai fac câte o pomană, mai știu eu câte una, mai câte alta, și gata, toate lucrurile merg bine. Dar uitați-vă, vă rog, la Mica, profetul Mica, la capitolul 6, începând cu versetul 6, nu citim mai mult, dar numai de la 6 în jos. Oare cu ce voi întâmpina pe Domnul? Și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot? Cu viței de un an? Observați? Și auzi, și să duci un vițel nu era așa de simplu. Noi am crescut și părinții mei au crescut viței și îi dădeam, cum ziceam atunci, la ora. Îi dădeam. Și știi că nu era ușor să-i crești. O, câte căruța încăra eu vara și să dai de mâncare și frunză de burac și câte să-l crești și să-l dai. Nu era simplu, nu era. Ei, și uite că evreu era dispus să dea. Noi, când e vorba de multe ori, să dăm numai cântăm, că dar eu n-am ce-ți da, Nu, dar ăștia dădeau. Și observați ce spune acolo. Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de răuri de unde le să dau pentru fără de legile mele, pentru tăiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu, auzi? Suflet, păcat. Și ei, păcatul sufletului, știți, Blaga, poetul ăsta, într-una din poeziile sale, spune, suflete prunt de păcate, ești nimic și ești de toate. Roata cerului în tine și o lume de jivine, aer, păsări, călătoare, fum și vatră, vrem trecute și pământul roditor. Mă rog, suflete prunt de păcate, bun, ce dau? Și atunci omul zice, dau ceva din buzunar, rezolv cumva problema, fac ceva și gata, am rezolvat. Dar uitați-vă ce zice vie. Versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Observați cât e de important. Trăim într-o lume în care dominația răului se poate vedea. Nu știu dacă a fost atâta răutate cândva, poate pe vremea lui Noe, violență cât vrei. Exact cum spune în Geneza 6:5, Dumnezeu, da, s-a uitat aici pe pământ și a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Și că întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Și atunci auzi, ca să poți face voia lui Dumnezeu, tu trebuie să fii în opoziție cu cei care fac răul. Să faci binele, ca să poți fi în voia lui Dumnezeu. Oare când sunt gata să fac asta? Apoi atunci când cunoști voia lui Dumnezeu, spune tot apostolul Petru, uitați-vă, tot în 1 epistolă, capitolul 3 de data asta, versetul 17, căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți rău. Observați? De multe ori trebuie să suferi. Și voia lui Dumnezeu e să suferi. Au fost regimul totalitare. Și unii dintre noi am prins perioada comunismului. Și chiar dacă tu
căutai să trăiești o viață corectă, să nu minți, să nu înșeli. Căutai să nu trăiești în imoralitate, să faci lucrurile așa cum te învață Scriptura. Și ei nu puteau să-i suporte. Gulagul sovietic era plin de oameni credincioși. Eu însumi am cunoscut oameni care au suferit pentru numele lui Hristos. Nu că au făcut răul, că au făcut binele și au fost aruncați în acele închisori. Au fost oameni în România care au suferit pentru Domnul, făcând binele, că doar trăiau și lăudau pe Dumnezeu. Nu erau oameni care să-și petreacă viața în chefuri, în băuturi, ci în rugăciune, de câte ori de pe genunchi au fost ridicați, bătuți și loviți. Nu știm ce ne rezervă viitorul. Însă observați, cuvântul lui Dumnezeu spune, voia lui Dumnezeu e să suferi. Ești tânăr, te duci la școală și vin și te batjocoresc și vin și îți aruncă fel și fel de vorbe și poate de multe ori trebuie să suferi. Suferi poate din partea celor din neamul tău sau știu eu, din cercul apropiat într-o parte sau alta. Dar ceea ce vă pot spune în seara asta este că se merită. Se merită să faci voia lui Dumnezeu făcând ce este bine. Să știi să suferi. Spunea odată un poet creștin, s-a fost bătut în beciurile securității din România, se numea Sergiu Grosu. Eu l-am cunoscut cu pseudonimul Simeon cu Bolt, așa semna el poeziile sale. Și în anii 80, când am dat de volumul acela, abia mai târziu am știut de el. El spune într-una din poeziile pe care el le scrie, să știi să rapsi când te lovește bruta și adânc te macină mânia. De vrei să urci incandescente trepte și auror să-ți fluture pe frunte, să știi să ierți cum iartă doar iubirea, izvorâtă din Golgota vieții, de vrei să cucerești nemărginirea, purificându-ți lacrima tristeții. Nu-i simplu, nu-i simplu. Dar vedeți dumneavoastră, ca să poți rămâne în voia lui Dumnezeu, eu și dumneata, trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, voia lui Dumnezeu este să facem bine, voia lui Dumnezeu este să suferim pentru numele Lui. Pentru că uitați-vă, spune aici Apostolul Pavel, Petru, în epistola pe care el o scrie în capitolul 4, de data asta, începând cu versetul 12, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Vedeți că toate astea, facerea voii lui Dumnezeu, vizează viitorul nostru, depinde unde ne vom petrece veșnicia. Și apoi Petru continuă, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavii, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Și mai spune ceva aici, nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș sau ca un hoț, sau ca un făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Doamne, ajută-ne! Deci, scumpii mei, ca să facem voia lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să vrem să facem voia Lui. În al doilea rând, trebuie să cunoaștem voia Lui. Și acum mergem în al treilea rând. Ca să facem voia lui Dumnezeu, al treilea lucru, trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu. Și uitați-vă în 1 Petru, capitolul 4, versetele 3 și 4, citim. Pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Nici nu știm cât mai trăim în trup. Botezam cu ani în urmă la Sighet și o bătrânică era trecută de 80 de ani. O intra și ea în apă botezului, mi-a spus și ea istoria ei. Și o întreb, și până când vreți să-L slujiți pe Domnul? Și bătrânica se uite și zice, apă, zice, câte zile mi-o mai dat Domnul, auzi?
Ce răspuns mi-a dat? A, păi câte zile? Ea nu s-a mai gândit la nu știu cât. O, câte zile mi-a mai lăsat Domnul, eu vreau să trăiesc. Nu știm cât. Dar în vremea care ne rămâne de trăit, când vrei să faci voia lui Dumnezeu, când o cunoști, trebuie să trăiești. Adică să pui în aplicare acele lucruri. Sfințenia, facerea binelui, să accept suferința. Și observați, spune aici Apostolul Pavel, pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în biții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idoleșne, în iudui. Ei, observați aici, spune atât de clar, să trăiască creștinismul. Nu e doar un set de norme, dacă vreți, de dogme, de doctrine, care ți le-ai însușit, știi să operezi cu ele și gata, ai terminat totul. Nu, creștinismul nu este un sistem din ăsta religios care e doar așa, la nivelul acesta, dacă vreți, al cunoștințelor. Nu? Mult mai mult decât atât, vorba celui evreu Steinhardt. Nicolae Steinhardt, convertit la creștinism, omul ăsta spune într-o împrejurare următoarele cuvinte și auziți: creștinismul e religie, creștinismul e dogmă, creștinismul e mistică, auziți? Și spune el, creștinismul e de toate. Tu unde vrei să-l încadrezi, da? La nivelul ăsta teoretic poți să-l încadrezi unde vrei. Seturi de norme, de legi, de dogme, tot ce vrei. Dar auziți ce spune acest om? Dar mai presus de toate acestea, e un mod de a trăi, e o soluție, e rețeta fericirii. Auziți? E o soluție, e rețeta fericirii. Eu cred că el s-a inspirat din predica aia de pe munte unde spune: ferice de cei săraci în duh, ca lor este împărăție. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Auziți? Și dacă nu aplicăm noi lucrurile astea în viață de zi cu zi, dacă pentru noi rămân doar la nivelul teoretic, n-am rezolvat nimic. Dar dacă trăim, dacă punem în practic în viața asta de zi cu zi, avem promisiunea că vom fi cu Dumnezeu acolo în slavă. Domnul să ne ajute. Nu știu. Care e poziția noastră față de voia lui Dumnezeu? Fraților, tineri care sunteți aici, fiecare din noi putem să ajungem în punctul acesta în care să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Dar marea întrebare care se pune în seara asta, începând cu mine, apoi cu absolut fiecare dintre dumneavoastră, este: noi trăim după voia lui Dumnezeu? Prieteni dragi care sunteți aici, voi trăiți după voia lui Dumnezeu? A trăi după voia lui Dumnezeu însemnează a pune în aplicare sfințirea, a pune în aplicare facerea binelui, pune în aplicare chiar și suferința. Zic mult, bă, m-aș pocăi, dar o râde de mine. Bă, dacă eu trăiesc împotriva curentului, auzi ce ori zice ăștia despre mine, dar bă, eu sunt tânăr, am viața înainte, câți nu, să vedeți câți copii să roagă părinții pentru ei, tineri, nu? Care zic, bă, e viața mea, eu fac ce vreau cu ea, dar de ce să nu mă distrez, dar de ce să nu mă duc și eu unde se duc și alții? Dar vedeți dumneavoastră, poți, poți să faci ce vrei, însă într-o zi fiecare om va trebui să răspundă înaintea lui Dumnezeu. De multe ori oamenii suportă consecințele aici, în urma unei trăiri, știu eu, departe de Dumnezeu, făcându-și voia lui, satisfăcându-și poftele și dorințele. Însă cât de important este să poți să trăiești după voia lui Dumnezeu, să fii gata să pui în aplicare ceea ce Dumnezeu ne spune. Cum zice Apostolul Pavel când scrie lui Timotei și îi scrie niște cuvinte, mai ales în cea de-a doua epistolă, capitolul 2 și de la versetul 19, el îi spune, dar citim
totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit. Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe tot cei ce sunt ai Lui. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Adică trebuie să trăiască cum cere Domnul. Și dacă vom face așa, avem niște promisiuni mărețe. Și în ultimul rând, după care voi încheia, aș vrea să privim la aceste promisiuni mărețe. Și anume, în al patrulea rând, trebuie să știm de ce este important să facem voia lui Dumnezeu. Trebuie să știm de ce este important să facem voia lui Dumnezeu. Uitați-vă, în versetul 17, din textul citit spune: și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Rămâne în viață. Să știi că veșnicia ți-e garantată. Să știi că vei fi cu Dumnezeu acolo în veșnicie. Este cel mai important lucru. Nu ne temem de moarte. Ați văzut pandemia cât i-a adus. Oameni care așa de tare se temeau, se izolau, nu vroiau nici să comunice unul cu celălalt. Și totul pentru o scurtă durată. Și că vrei și că nu vrei, într-o zi moartea vine. Și problema care se pune este că vine moarte. Dar problema este că ce urmează după moarte? Ce urmează după moarte? Și nu moartea, cum spunea Lordul Balfour, nu este tragerea cortinei la sfârșitul unei piese. Nu, nu, nu. Moartea este tragerea cortinei la sfârșitul unui act. Urmează înviere. Când va trebui fiecare om să stea în fața dreptului judecător și să răspundă pentru tot ce a făcut. Dar promisiunea măreață pe care noi o avem aici este: cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Doamne ajută! Când ne uităm în Evanghelia după, mă rog, și în Matei și în Marcu, dar ne uităm de data asta în Matei, capitolul 12, la un moment dat vine cineva și îi spune Domnului Iisus, pe când vorbea de la versetul 46, norodilor, iată că mama și frații tăi stăteau afară și căutau să vorbească cu tine. Atunci cineva i-a zis, iată mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce-i adusese știrea aceasta, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei. Căci, versetul 50, oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi-este frate, soră, mamă. Auzi? Auzi? Cine face voia lui Dumnezeu, ce spune Domnul Iisus. Și apoi încă un lucru. Uitați-vă în Matei 7:22. De altfel, am amintit eu despre împărăția lui Dumnezeu. Dar aici Domnul Iisus spune așa. Nu orici, versetul 21. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Observați, de facerea voiei lui Dumnezeu depinde veșnicia noastră. Unde ne vom petrece veșnicii? Unde vom fi? În împărăția aceea pentru care noi ne rugăm și spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta. Într-o bună zi împărăția lui Dumnezeu va veni. Vom intra în ea? Vom intra în ea? Acei oameni care fac voia lui Dumnezeu, rețineți! Acei oameni au nădejdea că vor fi acolo cu Dumnezeu. Tu ai asemenea nădejde? Apropiindu-mă de încheiere, o să vă spun ceva ce de multe ori spun. Îmi place tare mult. Un profesor universitar, renumitul scriitor, C.S. Lewis, un om care până la 37 de ani a fost ateu, l-a batjocorit pe Dumnezeu. A vorbit împotriva lui Dumnezeu. Dar la 37 de ani are loc o schimbare profundă a vieților. Acest om se întoarce la Dumnezeu. Ține prelegeri, vorbește despre Iisus. Într-una din ele spunea, poți să-L batjocorești pe Iisus, poți să-L scuip, poți să-L consideri demon, poți să faci ce vrei. Dar zice, tu poți să te arunci la picioarele Lui să-I te închini. Vorbea el unui auditoriu din ăla
mă rog, format din fel și fel de oameni. Și acest om, în disputele pe care le avea, unii cu siguranță îi spuneau, auzi tu cu împărăția și cu toate, voi toți ziceți de un loc unde n-a fi moarte, că veți fi cu Dumnezeu. Zice, asta e o fugă de realitate, domnule. Voi fugiți de realitatea vieții și vă dați. Alte ori, îi spuneau alții, asta e o dorință de șarta voastră, că vreți să ajungeți nu știu unde, nu? Și auziți, formulează acest om ceva care rămâne posterității. Credeți-mă, eu spun pentru că îmi produce o bucurie deosebită. Și omul ăsta spune așa, așteptarea unei lumi de dincolo, pentru mine, pentru noi, spunea el, nu e o fugă de realitate cum cred unii, nici o dorință de șartă, ci este însăși esența credinței noastre. Auziți? E esența credinței, noi credem, făcând voia lui Dumnezeu, că într-o zi vom auzi acea voce blândă a marelui păstor care va spune, veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă înainte de întemeierea lumii. Câți vreți să auziți vocea asta? Vreți? Doamne ajută! Și totul depinde, auziți, de facerea voiei lui Dumnezeu, să ne ajute Domnul să o face. Ca să facem voia lui Dumnezeu, întâi de toate, trebuie să vrem să facem voia lui. În al doilea rând, trebuie să cunoaștem voia lui. În al treilea rând, trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, trebuie să înțelegem de ce este important să facem voia lui. Vom rămâne în veci, așa cum spune Biblia, aici pe pământ ne numește frați, surori, și dacă vreți, tot ce spunea Domnul Iisus. Și apoi, în final, vom fi în împărăția lui slăvită. Să ne ajute Domnul. Amin.